Elevul de clasa a 10-a care și-a atacat profesoara de japoneză cu un cuțit a fost reținut în urmă cu puțin timp. Băiatul a avut această reacție extrem de violentă în momentul în care femeia a vrut să testeze cunoștințele printr-un extemporal neanunțat. Tânărul a scos cuțitul cu care intrase în școală și a sărit pur și simplu la gâtul femeii. Elevul este acuzat acum de tentativă de omor, după ce în spațiul public au apărut conversații din care reiese că și-a plănuit atacul. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. A fost ceva premeditat? Profesoara a fost atacată cu sălbăticie la câteva secunde după ce i-a anunțat pe elevii de clasa a 10-a că vor da un test fulger la limba japoneză. Unul dintre elevi, în vârstă de 16 ani, avea la el un cuțit de bucătărie și s-a năpustit ca o bestie asupra dascălului. Le-a dat test clasei respective. Acesta a scos cuțitul la profesoară. Dânsa s-a mișcat cumva brusc, s-a rănit, a venit ambulanța, poliția. Profesoara aceasta oricum este o doamnă iubită de elevi, are 26 de ani, este și o doamnă tânără. Nu este vreo problemă din punct de vedere al profesoarei. După sângerosul incident, elevul ar fi vrut să fugă din școală, dar paznicii l-au imobilizat și l-au reținut până când au ajuns polițiștii. Colegii elevului implicat în acest incident au primit consiliere din partea consilierului școlar al unității de învățământ și așteptăm concluziile verificării care are loc. De ce nu a fost controlat elevul la intrarea în școală? Cum a reușit să intre cu acel cuțit? Mulțumesc frumos, la revedere! Între timp, profesor a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, rana provocată în zona gâtului nu este una gravă. Incidentul, în schimb, e strigător la cer. Luat la întrebări de agenți, elevul agresor ar fi spus că așa a simțit că trebuie să facă. Cei din liceul știau că fiind un copil liniștit, care nu a creat probleme și nu a fost implicat în scandaluri. Ce să-i fi tulburat mintea atât de tare, nimeni nu știe. E un băiat retras, nu l-am văzut pe holuri, l-am văzut de vreo 2-3 ori în total pe tot parcursul anului acesta. Din câte am înțeles, n-are nici divergențe cu colegii lui, nu ceartă nimeni, nu așa. Colegii lui acum sunt speriați, traumatizați, le e frică să mai meargă la liceu și așa din cauza copilului respectiv. Anchetatorii au intrat în posesia unei discuții purtate între elevi pe un grup de WhatsApp. Acolo, agresorul și-ar fi întrebat colegii dacă merită să o omoare pe profesoara de japoneză. Părinții celorlalți elevi n-au vrut să comenteze nimic. Pe ce se vadă copiii, ce s-a întâmplat? Că un coleg de-al lor a folosit un cuțit care s-a repezit la doamna de japoneză. A vrut să le dea un test sau cum? Da, discuția e de la test, dar nu e neapărat de la test. Nu știu, așa avea în capul lui. Îngrijorător e că astfel de incidente sunt aproape la ordinea zilei în școli. Numai departe de ieri, în Brăila, jandarmii au reușit să oprească la timp un alt atac sângeros. Au observat 3 elevi în apropierea unui colegiu, iar când s-au dus să-i percheziționeze, aveau să descopere la unul dintre ei o armă albă. Asupra unuia dintre adolescenți a fost găsit un cuțit cu lungimea totală de 43 de centimetri. Adolescentul a declarat verbal jandarmilor că intenționa să intimideze unul dintre elevii Colegiului Național respectiv, deoarece în trecut avusese un conflict mai vechi cu acesta. În cazul șocant din București, elevul care și-a atacat profesora cu cuțitul a fost dus la audierii la secția de poliție împreună cu părinții. Claudia Costandiș este în direct acum cu noi, are ultimele informații de la audierile care au durat mai mult de 5 ore. Claudia, bună seara, spune-mi ce ai aflat. Bună seara, Radu, bun găsit, doamnelor și domnilor. Tânărul a declarat anchetatorilor că a vrut să facă un gest pentru care să fie pedepsit. Le-a povestit polițiștilor cum s-a întâmplat totul. În momentul în care profesoara i-a pus testul pe bancă, atunci a atacat-o. Profesoara a avut o prezență de spirit foarte bună și a reușit să pareze lovitura, de aceea și scăpat cu viață. Potrivit anchetatorilor, tânărul era olimpic la română, scria poezii și se transferase în urmă cu un an la Colegiul Ion Creangă, tocmai pentru orele de japoneză. Se pare că ar fi a avut de ceva timp stări depresive, iar părinții plănuiseră să-l ducă la un psiholog. Mâine el va fi reaudiat de către procurori, iar aceștia vor cere fie să fie arestat la domiciliu, fie să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Radu, mă întorc la tine. Claudia, îți mulțumesc pentru detalii și, din păcate, subiectul violenței în școli a devenit unul atât de comun, iar profesorii au atât de puține pârghii prin care pot să mai lupte cu acest fenomen, dacă putem să-i spunem așa. Exmatricularea era un fel de ultim bastion care a făcut de voie de nevoie liniște în clase generații întregi, dar care este interzisă în noile legi ale educației adoptate de guvern acum 7 zile.
Românii sunt tot mai preocupați de traiul de zi cu zi. Facturile mari, inflația galopantă și prețurile greu de suportat sunt adevărate provocări pentru cei care abia mai reușesc să-și drămuiască puținii bani. Cei mai mulți nici nu mai speră la un trai decent, având în vedere veniturile mici în raport cu cheltuielile cu mult peste posibilități. N-ajunge să duce tot pe mâncare și medicamente. Datoriile, nu vedeți că dalar te răscumpi curentul. Medicamente dau 14 milioane pe lună. După o viață întreagă de muncă, cei mai mulți sunt nevoiți să se împrumute pentru a putea ține piept traiului de zi cu zi. Este și cazul acestui domn din Alexandria, care cu greu mai știe cum să-și împartă pensia. V-ați împrumutat la cerere? Da, cum să nu? M-am împrumutat și mă împrumut. Că nu se ajunge, cu toate că am 55 de ani de muncă. Că inflația nu e cât anunță ei, e dublă sau triplă. Și nu este singurul român care vede cum costurile sunt tot mai ridicate pe zi ce trece. Viața e foarte grea, foarte, foarte amărâtă, toată lumea n-au ce să mănânce, n-are lumea ce să mănânce, pensiile sunt mici. A ajuns ceapa la 10 lei kilogram, care era... Degeaba pe viață. Alina își crește singură cei doi copii dintr-un salariu de 2500 de lei. Recunoaște că prețurile mari din magazine îi depășesc de multe ori posibilitățile, iar în ziua de salariu prioritățile sunt bine stabilite. Mâncare, facturi și chirie. O lună întreagă trăiește cu cei mai rămâne. Când dau câte 10 lei pe sigură de ulei sau copiii cer de toate, efectiv n-ai ce să faci. Adică e o țară care nu poți să trăiești. Uitați, mai rămâne de un covrig, de... o ciocolată la un copil, de atât. S-a făcut 3 lei o pâine, cea mai ieftină pâine s-a făcut 3 lei, nu mai zic despre o haină sau nici nu ne plăcăm de la second hand. Cu frica de facturi și de prețurile tot mai mari trăiesc toți oamenii cu venituri mici. Vârstnicii știu cel mai bine ce înseamnă să drămuiască fiecare leu din pensie. Vreo 600 îmi rămâne. Deci dumneavoastră o lună întreagă trăiți cu 600 de lei? Da, nu am la minim 1 milion. Până pe 14 când iau bani. Mai iei un iaurt, asta și nu știi pe ce să duce bani. Potrivit unui sondaj, peste jumătate dintre românii consideră că principala lor temere este legată de creșterea prețurilor și tot atâția cred că, la nivel național, acest lucru reprezintă o problemă. În plus, majoritatea oamenilor cred că situația lor financiară va stagna sau chiar se va înrăutăți. În sfârșit, vești bune pentru șoferi, calvarul tarifelor mari la asigurări pare că i-a sfârșit. După ce s-au răzgândit de 2 ori, autoritățile au luat o decizie cu privire la plafonarea tarifelor RCA. Guvernul a stabilit în ședința de astăzi o înghețare a prețurilor pentru o perioadă de 6 luni la nivelul de la sfârșitul lunii februarie. Inițial, plafonarea era plănuită la nivelul din martie anul trecut, dar ASF a retras pe ultima sută de metri proiectul. Ulterior, premierul a fost cel care a luat decizia de amânare. Astăzi se pare că autoritățile s-au pus de acord în sfârșit cu privire la tarifele pe care le vor suporta șoferii. Autoritățile vor ca pe viitor astfel de explozii ale prețurilor să fie evitate, așa că pregătesc mai multe schimbări legislative. Pachetele cu alimente ajung doar la cei mai norocoși înainte de Paște. În Gorj, taxiurile au făcut coadă, în timp ce persoanele catalogate vulnerabile și încărcau de zor pachetele de 10 de kilograme. Mașinile au plecat pline, în timp ce în alte județe oamenii încă așteaptă un ajutor. Pachet cu pachet încarcă într-un taxi acest bărbat, catalogat de autorității drept o persoană vulnerabilă. Sunt în total aproximativ 75 de kilograme de zahăr, făină, mălai, pastă și conserve cu carne trimise de Uniunea Europeană pentru săracii României. În parcarea stadionului de la Târgu Jiu, unde sunt distribuite cutiile, taxiurile au făcut coadă și îi așteaptă pe cei care, teoretic, trăiesc de pe o zi pe alta. Multe au plecat tixite cu ajutoare, inclusiv pe bancheta din spate, pentru că în port bagaj nu mai era suficient loc. Gata, așa pachete căci! O pune pe pacheta! Nu să mai vine ce fata aia, părinte, că nu ținem foarte! După ce mașina pleacă plină, la rând apare un alt taxi și acesta este încărcat până la refuz. Sunt și unii mai puțin norocoși care cară cu căruțul de la butelie, înghitând sec atunci când văd că sunt destui cei care au bani de mașină. Ce se face? Da, aveți și unii care pleacă cu taxiul. Bun. Nu avem. Păi și cu ce să mergem? Când avem cu ce să mergem? Alimentele ar trebui să-i ajute acum în perioada sărbătorilor pascale. Dacă pentru unii ajutorul este mană cerească, alții sunt ușor descumpăniți de conținut. Am mai primit, da.
Sunteți mulțumită de ce conțin aceste pachete? Suntem, n-ai ce să faci. N-avem ce să faci. E greu. E greu, e foarte greu. Da, suntem și bolnavi, cu diabet, cu ăștia. Domnul să le binecuvintează, ca așa. Tata mai bun nu pot să le spun. Este prima dată când primim sau mai primim? Ba, mai primim, mamă, că nu suntem la social. La alimente, ulei, făină, zahăr, de ăștia. Vă ajut acum de sărbători. Păi asta să știe, mamă, îi mulțumim, că ne dă. Nu aceeași situație este și în Teleorman. Deși pachetele au ajuns la primărie, sunt ținute sub cheie. Primarul se plânge că nu are listă cu beneficiarii, iar oamenii habar nu au că urmează să primească ajutoare. Știați de pachetele acestea cu ajutoare? Eu de nu la... Nu s-a nimic, nimic. Ne cheamă acolo să ne dea pachetele. Dar v-ați zis că... Nu, nu. Uite, nici n-am știut. Cu ochii în lacrimi, acest domn spune că ajutoarele ar fi fost tocmai bune pentru pregătirile de Paște. Sunt multe persoane în vârstă care nu are niciun ajutor. Prețul au crescut și la bioenergie, și la mâncare, și la toate. Nu, e un ajutor pentru anumite persoane care nu pot să muncească. Pentru cei care nu vor să muncească, eu consider că nu le merită. Până de Paște vor fi livrate încă 300.000 de pachete în plus față de cele 500.000 care au ajuns până acum la beneficiarii din întreaga țară. Sunt însă și județe precum Călăraș, Prahova, Cluj și Constanța, unde ajutoarele alimentare nu vor ajunge la oameni până în sărbători. Este anchetă în magazinele și restaurantele din aeroportul Otopeni, unde există suspiciuni că spațiile comerciale au fost distribuite cu șpăși ce ating 20 de milioane de euro. Pe lângă ancheta DNA, Consiliul Concurenței a redeschis investigațiile după ce Compania Națională a Aeroporturi București a prelungit contractele firmelor cu încă 6 luni, fără să încerce să organizeze o licitație publică așa cum era firesc. Așa s-ar putea să se explice de ce, de pildă, un sandwich costă peste 50 de lei. Eu nu cred că mai plecăm nicăieri, nu mai avem niciun bani, am dat toți pe mâncare în aeroport. Spuneți-mi, vă rog frumos, și mie dacă asta e mâncare de 2 milioane 16 lei, 216 lei. You know why? Aeroport București. Cei care au călătorit cu avionul măcar o singură dată știu deja că restaurantele din aeroporturi au prețuri comparabile cu restaurantele de lux. Motivul principal îl reprezintă chiriile pentru spațiile din terminal, care se reflectă în prețurile produselor. O banală felie de pizza sau un sandwich ajung să coste chiar și 50 de lei, iar un meniu complet 100 de lei sau mai mult. Foarte scumpe. Deci am încercat să mâncăm și n-am reușit pentru că bugetul este prea mic. Și ne-am luat niște mărunțișuri din magazinele noastre alimentare și ne se pare extraordinar de scumpe. Ia uite, sandwich-ul este aici, pentru că l-am pregătit de acasă. Ne-am pregătit niște salam, niște pâinică, o feliată, o apă, un suc. Am văzut 42 de lei un sandwich. Bine, e puțin scumpe, dar ce vrei, asta e România. Ai fost în alte aeroporturi? Da. Și cum se par prețurile de acolo? Mai ieftin. Consiliul Concurenței s-a sesizat din nou și a redeschis investigația cu privire la spațiile comerciale după ce contractele acestora au fost prelungite fără nicio licitație publică. Asta după ce în 2021 6 companii au recunoscut că s-au înțeles să fixeze anumite prețuri și au fost amendate atunci cu 1,4 milioane de euro în total. Procurorii DNA au descins și ei în aeroportul Otopeni. Anchetatorii spun că fostul director al Companiei Naționale de Aeroporturi București ar fi încasat șpăgi uriașe pentru a prelungi contract mai multor oameni de afaceri cu restaurante și magazine duty-free. Cumpărăm cu pumnul pastile de care nu avem nevoie, dar pe care farmacistul ni le recomandă. Este o practică des întâlnită la noi și care ar putea fi sancționată prin lege. Noul proiect prevede ca recomandările farmacistului să nu fie influențate de cuantumul vânzărilor. Ceva de imunitate dacă îți iau am de răceală sau... Nu? De prevenție... Cu siguranță vi s-a întâmplat cel puțin o dată ca, intrând într-o farmacie, să fiți puși în situația de a cumpăra un medicament de care nu aveați neapărat nevoie. Aceasta doar pentru că farmacistul vi-l recomandă în continuarea tratamentului prescris de medic. Ce v-au recomandat de regulă? Dintre astea de tensiune. Parcă un pansament gastric odată la un antibiotic. Vitamine în special. Ideea e că de multe ori mai vor să-și bage și produsele pe lângă, să ia omul cât mai mult ca să facă vânzare. Puțini știu că aceste practici
nu țin de competența farmacistului. Vorbim de medicamentele pe bază de prescripție care nu pot fi recomandate de către farmacist, doar cu rețetă de către medic. În ceea ce privește suplimentele, atât timp cât ele au și reclame agresive la televizor, se pot cumpăra, achiziționa inclusiv din benzinării. Aici recomandarea farmacistului ar trebui să vină în beneficiu pacientului. În România nu există o legislație clară care să aplice sancțiuni în aceste cazuri, iar farmaciștii ajung în postura unor agenți de vânzări. Este destul de greu de a sancționa în acest moment angajatorul, pentru că în foarte multe cazuri farmacistul nu este în mod direct sancționat că nu își atinge targetele sau nu vinde în anumite cantități anumite produse, ci el primește niște bonificații. Un raport al Consiliului Concurenței arată că numai în 2019 s-au vândut cu 55% mai multe medicamente fără prescripție medicală și cu 99% mai multe suplimente alimentare comparativ cu 2015. Pentru a sancționa farmaciile care le bagă pe gât pacienților pastile de care nu au nevoie, a apărut o propunere legislativă. Sunt anumite practici în farmacii prin care se dau anumite bonusuri în funcție de sunt două criterii, cea și de volum, dar și de ce medicamente ei promovează. Încercăm să reducem înapoi onoarea farmacistului să nu fie presat să vândă anumite medicamente care ei știu că nu este nevoie de ele sau pot să fie mult mai ieftine. Astfel de practici ar putea fi sancționate cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei la prima abatere, respectiv între 10.000 și 20.000 de lei dacă se constată repetarea faptei. O româncă și un grec au o poveste demnă de filme. Cei doi s-au îndrăgostit fără să vorbească aceeași limbă, iar la scurt timp s-au căsătorit și și-au deschis o afacere cu darul de la nuntă. Acum Andreea și Babi sunt producători de ulei de măsline și vând acest produs pentru românii care apreciază calitatea și aromele grecești. Andreea și Babis s-au cunoscut la un festival de dansuri internaționale din Cluj. S-au îndrăgostit pe loc și chiar dacă la început au comunicat cu ajutorul aplicațiilor de traducere, cei doi au simțit că sunt suflete pereche și la scurt timp s-au și căsătorit. Am înțeles mult, vorbesc un pic. Atunci când Dumnezeu decide că doi oameni trebuie să se întâlnească, le dezleagă limbile și le, nu știu, îi face să vadă, să se vadă unul pe celălalt, așa cum sunt. La începutul relației, cei doi au făcut naveta între Grecia și România, iar apoi Babi s-a venit cu ideea de a se stabili în țara noastră. Spunea că poate să vină în România doar după ce culege măslin. Mi-a zis de la început că el are măslin. Da, ok, are livadă de măslin, nu mi s-a părut ceva ieșit din comun. Și a zis, prietenele mele... Normal. Livada de măsline avea să le devină apoi afacere de familie. Andreea și Babis au primit de la nașul lor, ca dar de nuntă, câteva canistre de ulei de măsline pe care apoi Miri le-au împărțit prietenilor. Practic, noi aducem din Grecia și comercializăm doar în România produse care provin doar din livada noastră. Livada are peste 2500 de măslini și este moștenirea familiei Coronios de peste 50 de ani. Se află într-o zonă superbă din Grecia, acolo unde cei doi ajung frecvent să supravegheze întreg procesul de realizare a produselor din măsline. Din livadă, la fabrica unde presăm, de acolo tot noi luăm uleiul și îl ducem la fetele de la îmbuteliere, care și acolo îmbuteliere este o familie superbă care ne ajută. Și după aceea vin direct în România. Uleiul nostru se comercializează și măzinele exclusiv în România. În prezent, familia comercializează 18 tipuri de produse pe bază de măsline, iar afacerea lor are un succes tot mai mare. Ca să-ți dai seama dacă un ulei de măsline este bun, trebuie să-l guști cu pâine. Să vă arăt. Se ia un pic de pâinică, se încinge în ulei și deja se vede faptul că pe pâine se ia uleiul de măsline gros, deci nu rămâne transparent, nu se absorbe. Uleiul de măsline a devenit tot mai căutat și în țara noastră. O sticlă de 750 de mililitri costă acum 55 de lei, dar diferența constă în gust, spun producătorii. Plajele Pescărești riscă să dispară de pe litoralul românesc, iar cei care își mai câștigă traiul în acest mod spun că turiștii vor ajunge să consume pește congelat, adus din import. Ia marci. Calcani sunt acolo. Nu stau unii. 5.
Este ora 7 dimineața, iar acești pescari s-au întors de pe mare cu scrumbie, calcan și somn. Matei Datcu are aceeași meserie ca și tatăl său. Iubește ce face, însă are și o mare dezamăgire. Se restrânge foarte mult. Lucram undeva la o plajă mult mai mare, dar acum se lucrează cu eroziunea. Acum suntem restrânși în bucata asta de plajă. Care în viitor și aici va fi dig și tot așa și... De-aia și la începutul programului ăsta cu eroziunea chiar trăgeam semnale de alarmă că să se facă ceva, să existe în continuare plaja pescărească, pentru că se dau fonduri, toată lumea filmează, toată lumea vrea pește de Marea Neagră. Putem să conviețuim foarte bine și cu turiștii și pescăria. Turiștii sunt foarte mulțumiți când văd bărcile și când ieșim noi la mal. În ultimii ani a pus pe picioare o mică afacere. Totul aici e legat de peștele adus din mare. Tot peștele ajunge pe aici, intră în refrigerare, apoi începe... Toată hala asta este destinată numai procesării peștelui. Și de aici pleacă la restaurant sau în alte părți, sau alte restaurante, alte magazine, orice. De aici e primul... Asta e Kirhanaua, plus. Asta înseamnă Kirhana, nu restaurant. Restaurantul este restaurant, Kirhanaua este locul unde se taie, se face, se pregătește și să plece mai departe. Doar că plaja pe care își desfășoară activitatea va fi lărgită. Reprezentanții primăriei n-au vrut să ne explice dacă activitatea pescarilor va fi încurcată de acest proiect. E același lucru ca în Constanța, nu ne ia nimeni nicio apărare și niciun cuvânt. Nimeni de la Apele Române, în general, nu ne cere nicio părere și locul pe plajă este din ce în ce mai puțin și noi nu avem niciun cuvânt dispus, din păcate. Ne mutăm pe o așa zisă plajă pescărească din Constanța. Aici ar putea fi un obiectiv turistic, la fel ca în Grecia, dar un astfel de plan e departe de realitatea de aici. Așa arată o plajă pescărească din Constanța. În prezent, pescarii își țin bărcile pe nisip și le mută în apă ori de câte ori este nevoie. Uneltele pe care aceștia le folosesc în largul mării le țin în acele adăposturi improvizate, mai exact niște barăci vechi realizate din resturi de materiale. Motivul pentru care în acest moment nu avem plaje pescărești pe litoralul românesc le reprezintă indolența și neputința celor de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură să-și facă treaba. Din păcate, nici acum, în 2023, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură nu a mai depus niciun fel de solicitare și nu a mai făcut niciun fel de efort pentru a atrage fonduri europene pentru domeniul de pescuit maritim. Au mințit pescarii că totul va fi bine și că se lucrează la acest lucru. Cei de la Agenția pentru Pescuit și Acvacultură nu ne-au răspuns până în acest moment. Inteligența artificială avansează cu pași repezi și nu de puține ori ne ia prin surprindere. Dacă o simplă casă de marcat automat a creat atâta rumoare în societate, o aplicație care este aproape doctor stârnește un imens val de comentarii. Un astfel de soft este deja disponibil pe telefoanele noastre și poate înlocui, până la un punct, consultul la medic. Trece prin simptome cu ajutorul chestionarelor, iar la final pune și un diagnostic. Iată cum funcționează. Care este simptomul care vă deranjează cel mai tare? Ce mă deranjează pe mine cel mai tare? Durerea de oase. Această femeie a descoperit cu ajutorul unei aplicații care are mari probleme de sănătate. Internetul este plin de astfel de ajutoare, care de multe ori grăbesc vizita la medic. Cu ajutorul câtorva întrebări, aplicația identifică posibilele cauze ale durerii și propune câteva posibile diagnostice. Aveți dureri în șold? Șoldul nu, mijlocul mai mult. Cum ați descrie intensitatea durerii? Ușoară, moderată, severă? Păi acum eu care am avut și severă, acum să zic că e moderată. Atenție! Aplicația nu înlocuiește sfatul medicului, însă te poate îndruma către un specialist. Prin sistemul său de bază, inteligența artificială conectează cunoștințele medicale cu tehnologia pentru a ajuta oamenii să-și monitorizeze îndeaproape starea de sănătate. Alți trei studenți din Sibiu au dezvoltat o aplicație care vine în ajutorul medicilor. eHealth este o aplicație destinată spitalelor și clinicilor private care ar putea monitoriza fiecare pacient în funcție de diagnostic. Prin intermediul aplicației vor primi chestionare personalizate în funcție de boala pe care o au sau intervenția chirurgicală pe care au suferit-o, iar astfel vom pune mult accent pe prevenție. În baza acestui chestionar, pacientul va completa datele cheie, iar doctorul va putea să-l cheme în timp util, astfel încât să nu se ajungă prea târziu la intervenția acestuia. Aplicația va fi instalată atât de medic cât și de pacient, astfel încât specialistul să poată comunica în timp real cu bolnavul. Acesta este view-ul unui pacient. Aici poate vedea istoricul lui medical, ce
ce intervenții a avut. Și aici e o investigație care este activă în momentul acesta. Deși vorbim despre un proiect aflat încă în teste, studenții sunt optimiști și speră ca în scurt timp aplicația la care au lucrat luni bune să creeze o punte de legătură între spitalele de stat și spitalele private. Vom încerca să dezvoltăm și o parte de delivery în timp pentru persoanele în vârstă, astfel încât de când pleacă de la medic, medicul să îi comande din aplicație medicamentele direct acasă. Astfel de aplicații dezvoltate de specialiștii din domeniu vin ca o gură de aer proaspăt, întrucât la noi în țară, autotratarea a devenit un obicei alarmant, iar cei mai mulți preferă consultul internetului în detrimentul medicului. O zonă de munte ignorată și cu frumusețea știrbită de două exploatări miniere capătă un aer special doar dacă ai nervi de oțel sau o mașină 4x4. Lacul de Smarald este o bijuterie ascunsă pentru cei care nu înving în lupta cu drumul forestier care duce acolo. La mijloc este, bineînțeles, un mister pur românesc. Nimeni nu știe în proprietatea cui este calea de acces. Campania Fă-ți un drum în România ne arată astăzi o nouă atracție îngropată de birocrație. Colegul meu, Vlad Krasnai, ne conduce până la ea. Dumnezeu ți dă, dar nu ți bagă și în sac. Expresia se potrivește de minune și aici. Lacul este un noroc pur căzut pe capul celor din această parte a județului Satu Mare. A apărut în urmă cu numai 20 de ani. Aici a fost mine înainte. Aici era puțul și ăsta era soce mică, era mina aia lată. Două mine au fost aici unul lângă cea. Aici era puțul, tot mină și dincolo era mina aia lată. Aici s-au scos din munte aur și argint. Cum se găsea și sulf, lacul artificial apărut după închiderea minelor a căpătat o culoare specială. 150 de metri pătrați de smarald lichid în mijlocul pădurii, un loc excelent pentru o excursie de o zi. Eu îi previn, aveți grijă, e un drum forestier, nu vă așteptați la autostradă. Și până să ajung acolo, ei trec, nu știu, printr-un drum șerpuit, pot să vadă o pădure frumoasă, pot să vad fauna, flora. Dar ca să ajungi până acolo, e nevoie de răbdare și niscai vadotări. Nu de autostradă duce lipsă zona, ci de o cale de acces decentă. Dacă îți propui să vii la lacul de Smarald de la Tarna Mare, trebuie să știi că fără o mașină cu tracțiune 4x4 nu vei reuși să ajungi. Dar de ce să folosim mașina? Să ne plimbăm, să ne bucurăm de aerul de munte. Corect, doar că starea vremii e vitală. Dacă plouă, atunci fără cizme de cauciuc, nu răzbim. E drept, drumul arată ceva mai bine decât acum 10 ani. A fost lărgit și s-au astupat unele gropi. Dar cum e de pământ, craterele reapar foarte ușor. Cu chiu, cu vai, ajungem și la destinație. Momentan, investițiile de aici s-au oprit la 2 mese, 3 bănci și 2 tomberoane de gunoi. Bune și acestea. Cât despre drum? Drumul este practicabil, dar datorită faptului că încă nu suntem noi proprietari nici al drumului, nici al acelui amplasament, să investim din bugetul local e destul de riscant. Sau nu știu să poată, nu că este riscant. Cum suntem într-o țară guvernată de legi și unde actele și hârtiile parcurg un traseu bine stabilit, ne întrebăm pe cine putem trage la răspundere. În orice țară civilizată, muntele nu este asociat cu noțiunea de drumuri proaste, iar turistul pasionat de marile altitudini n-ar trebui obligat să-și cumpere mașină 4x4. Așadar, cine este proprietarul drumului? Nimeni deocamdată nu știm, nici noi. Autoritățile locale spun că au încercat intabularea terenului, dar ședința de Consiliu Local a fost anulată de prefectură. Asta pe motiv că primăria nu adunase toate actele necesare. Apropo, cât de mult contează infrastructura pentru turiști? Extraordinar de mult. 90% din luarea deciziei pentru a vizita sau nu un obiectiv turistic ține de accesibilitatea căii de acces până la obiectivul turistic respectiv. Pentru că oamenii nu sunt dispuși să-și rupă mașinile, oamenii nu sunt dispuși să rămână împotmoliți. Lacul de Smarald din Satu Mare e o denumire dată de localnici și de activiști. Nu apare așa pe hartă, dar cel mai simplu e să căutați localitatea Tarna Mare. De acolo, localnicii vă vor îndruma spre locul de vis, unde veți ajunge cu răbdare și cu o mașină cu tracțiune integrală. Newstime se încheie aici. Sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Rămâneți cu Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place.
Până în această seară, la ora 23, avem în vigoare un cod galben de ninsori și strat de zăpadă. În cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei și în Carpații Orientali vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări cu viteze de 55-60 de km pe oră, viscolind temporar ninsoarea. Iar până mâine după amiază s-a emis cod portocaliu de ninsori, viscol și strat consistent de zăpadă. În județele Botoșani, Iași și Vaslui, precum și în zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău, va ninge și se va depune strat nou de zăpadă consistent. Vântul va avea intensificări cu viteze de până la 75 de km pe oră. Va fi viscol și vizibilitatea foarte scăzută. La noapte, cerul va fi noros și temporar vor fi precipitații în majoritatea zonelor țării. La munte va ninge, în Moldova vor predomina ninsorile, în Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș vor fi precipitații mixte, iar în rest va ploua. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde rafalele vor depăși pe arii restrânse 70-75 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între minus 4 și 7 grade. Izolat se va forma ceață. Mâine avem o informare meteorologică. Vremea va fi deosebită de rece, iar temperaturile vor fi cu 8-12 grade sub mediile multianuale. În jumătatea de nord a țării vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze de până la 55 de km pe oră, îndeosebi în sudul și estul țării, precum și la munte. Maximele vor oscila între 0 și 12 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zona țării. În Muntenia cerul va fi predominant înnorat și va ploua. Maximele urcă până la 10 grade în Pitești, 9 grade în Călăraș. În Transilvania atmosfera va fi una mohorâtă, iar meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. Se vor înregistra 3 grade în Brașov și 6 grade în Alba Iulia. În Moldova se anunță o zi închisă cu precipitații sub formă de ploaie, dar și de ninsoare. Maximele ajung la 10 grade în Galați și 2 grade în Iași. În vestul țării va fi neașteptat de frig. Predomină atmosfera închisă și vor fi condiții de lapoviță și ninsoare. Se vor înregistra 7 grade în Timișoara și 5 grade în Oradea. În Oltenia cerul va fi norat și vor fi precipitații sub formă de ploaie. Vor fi 9 grade în Craiova și tot 9 grade la Turnu Severin. În Dobrogea cerul va fi mai mult înnorat, termometrul va indica 11 grade în Constanța și 8 grade în Tulcea. În capitală a fost o zi rece cu atmosferă mohorâtă și ploi, maxima a fost de 9 grade. La noapte cerul va fi norat și sunt anunțate ploi, minima coboară la 3 grade. Mâine vremea se menține rece, va fi o atmosferă închisă și sunt așteptate ploi, maxima ajunge la 10 grade. La munte vremea va fi închisă și temporar va ninge. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe creste. Se vor înregistra 3 grade în Brașov și minus 5 la Semenic.